240 de elevi care au participat la concursul catehetic Hristos ajutorul meu au fost premiați astăzi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Aceștia au primit diplome și cărți din partea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La festivitatea de premiere a concursului Hristos ajutorul meu aflat la 8-a ediție, a participat și înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. În cuvântul său, ierarhul i-a felicitat pe elevii clujeni pentru rezultatele obținute. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 22, li se adresează dascălilor și le zice așa: învățați-i pe copii cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când vor îmbătrâni nu se vor abate de la ea. Iar Sfântul Apostol Pavel, ucenicul lui Timotei fiind foarte tânăr și dorind să-l formeze bine, bine de tot, l-a și format, a ajuns episcop mai târziu Timotei. Îi zice așa în cartea sa: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă celor din jurul tău, cu purtarea, cu cuvântul, cu credința, cu dragostea. Adică înțelegem noi că copiii tinerii care sunt de față sunt cei mai buni din Cluj, nu? Și atunci l-ascultați pe Sfântul Pavel și sunteți exemplu pentru toți școlarii din Cluj. Un moment deosebit pe care îl așteptăm an de an în parohia noastră, moment în care culegem roadele activității catehetice, extracurriculare, pe care o desfășurăm în parteneriat cu această școală. Sunt implicați aproximativ 1000 de copii, cei mai buni dintre ei, astăzi 240 de copii, au fost premiați în parohia noastră. În cadrul acestui eveniment s-a organizat și un moment artistic, cultural, un moment poetic și unul patriotic deopotrivă, care a venit oarecum să desăvârșească această întâlnire de suflet, care an de an se bucură de prezența părintului nostru mitropolit. Festivitatea de premiere a inclus și un moment artistic. În educația elevilor există niște repere importante: biserica, familia și școala, pentru că fiecare dintre cele trei contribuie la educația și la dezvoltarea armonioasă a tânărului care va deveni adultul de mai târziu. Vreau să vă rețin cu un singur gând, este vorba de un citat din Micul Prinț, de Antoine Saint-Exupéry, în care micului prinț îi se spune că limpede nu vezi decât cu inima, ochii nu pot să pătrundă taina lucrurilor. Și atunci vă rog să vă deschideți inima, să vă îndreptați iubirea către biserică, către învățătură, către părinții voștri, către colegii voștri, către familie și către toată lumea, pentru că atunci când voi dăruiți iubire, veți primi înapoi și mai multă iubire. Îmi place foarte mult concursul Hristos ajutorul meu, deoarece împreună cu colegii mei și profesorii putem să ne bucurăm, cântăm și este foarte frumos, ar vrea să particip în fiecare an. Am simțit aici o unitate care o simțeam când eram eu în clasa 1-a, 2-a și care, din păcate, în zilele noastre ar trebui să o strânim cu toții, atât la copii cât și la bătrâni. Este un moment în care nu mai există o diferență între vârstre, este un moment în care te simți român, te simți aici și te simți veșnic. Concursul Hristos ajutorul meu face parte dintr-un proiect dezvoltat în cadrul unui parteneriat între școlile din județul Cluj și centrul eparhial și are rolul de a educa elevii în spiritul valorilor creștine.